Webinarul de azi este despre cum să găsești și să cumperi criptomonede înainte de listarea pe exchange-uri. Și avem câțiva pași acolo. Am împărțit webinarul în 5 părți. În prima parte vom discuta despre parcursul unei criptomonede, de la concept până la trading. Pe urmă vom discuta despre cum se creează un token sau o criptomonedă. La punctul 3, ce înseamnă toată terminologia asta, ICO, IDO, IEO, TG, vesting, despre care vom vorbi astăzi. La 4, tokenomics, research, și vom vorbi și despre siguranța în investiții. La punctul 5, launchpad-uri și firmele de investiții. Bun. Să pornim cu începutul. Parcursul unei criptomonede de la concept și până la trading. Și am să inventez o firmă fictivă pentru asta, Petrescu SRL. La Petrescu s-au întâlnit trei oameni. Un om de business organizat, un programator deștept și un marketer expert. Și au avut o idee. Să spunem, au avut ca idee o monedă care să susțină artiștii. În momentul în care cumperi din moneda respectivă, o parte din banii respectivi merg ca taxă direct către artiști. Să spunem că asta a fost ideea. Bun, au înființat o companie și de multe ori doar un site, petrescu.ro, și au descris tot ce își doresc ei să facă cu proiectul lor într-un document numit light paper, când e mic, sau white paper, când e stufos și tehnic. Site-ul arată bine, cei trei au experiență și light paper-ul este publicat. Dacă au fost deștepți, au deja finanțarea sau suficientă finanțare ca să clădească acest proiect și să vină cu ceva tangibil, poate un cod pe GitHub, poate un demo online, ceva care să arate lumii că se îndreaptă spre direcția pe care și-au ales-o. Și dacă tot vor să arate, să fie și roadmap-ul pe site, își publică și roadmap-ul și își urmează acel roadmap ca să vadă vizitatorilor și fanilor că ei își fac treaba. În acest timp, marketerul lor creează grupul de Telegram pentru comunitate, un grup pentru anunțuri, o pagină de Twitter și începe să promoveze proiectul postând imagini cu comuna Petrescu, unde s-a înființat firma Petrescu SRL. Încet, încet, vecinii și fanii se adună. Spre diferență de companiile care se listează la bursă, unde listarea e mult mai serioasă și mult mai târzie, în cripto, firma Petrescu deja se poate pregăti de listare. Ce mai, au o idee și sperăm noi și puțin cod și cam atât. Unele firme, nici nu măcar nu le putem numi firme când se listează, au o idee și se listează și chiar primesc investiții pe baza ideilor. Crypto. Bun. Ei iau contactul cu firmele de VC prin omul lor de business, care e foarte organizat, și acele firme investesc în ei de la început, în schimbul unor token care încă nu există. Vom discuta mai încolo despre cum se asigură reciproc unii pe alții, dar cert e că firmele acestea se riscă mult în ideea că vor câștiga mult. Și acesta este seed round-ul. Și dacă și-au ales parteneri buni, au parte și de sfaturi de la profesioniști în făcutul banilor în cripto, legat de cum să arate moneda lor din punct de vedere tokenomics, adică care să fie supply-ul etc. sau cum să facă marketing, cum să-și adune comunitatea. Asta, unii venture capital companies și launchpad-uri îi ajută pe cei în care investesc, că până la urmă vor să facă bani, adică să crească acel proiect. Bun. Seed round-ul, deci, e partea inițială, e când pui sămânța, când bagi primii bănuți și, evident, la prețurile cele mai bune, dar de obicei banii rămân blocați mai mult timp. Pentru că e foarte ușor pentru cineva care are foarte multe criptomonede la prețuri de nimic să le vândă și atunci banii se blochează. Despre asta mai încolo. Bun. Urmează strategic sale, unde ei contactează alte firme de VC și poate și launchpad-uri care să-i facă și mai vizibili în schimbul unei oferte puțin mai slabe decât cea din seed round. După care urmează private sale și public sale, unde au acces din ce în ce mai multă lume la achiziționarea tokenului și, evident, prețul este mult mai mare la achiziție. Deci, tokenii sunt împărțiți procentuali între seed sale, series A, se numește următoarea, strategic sale, private sale, public sale, echipă, advisor sau advisory board, dezvoltarea proiectului, marketing,
comunitate, legal, în funcție de proiect se împarte în mai multe categorii. Și un procent merge acolo, un procent acolo, un procent acolo, un procent este pentru trading în trading, este la liber, să spun așa. Bun. Un articol despre întregul proces legat de cum investesc firmele VC în cripto, cu exemple concrete și cu explicații din spatele dump-urilor, îl găsiți în chat. Am să-l pun acum, este acel articol de pe Medium. Ce e important de reținut? Până la listarea propriu-zisă, adică până când se poate tranzacționa tokenul, acesta este vândut mai multor persoane, acestea primindu-l la listare sau, dacă în funcție de condițiile de vânzare, poate îl primesc în diferite etape, nu neapărat la listare. Bun. Prețul tokenului crește de la etapă la etapă pentru a prezenta un preț mai mare la listare, adică seed este cel mai mic, series A, strategic private, public și firm listing. Și la fiecare se vinde puțin mai scump. De ce? Ca să știe lumea, cea mai multă lume știe întotdeauna ultimul preț, cei mai puțini știu primul preț. Și atunci cei mai mulți când vor fi la public sale înainte de listare vor ști că ăsta este prețul tokenului și că se listează chiar mai scump decât acel preț. Deci vor zice, mamă, câți bani fac? Dar cei mai mulți bani fac cei primii care au avut și riscul cel mai mare, că poate nu mai continua firma, când firma nu avea nici măcar angajați. Bun. Așa. Prețul nu este fixat sau scris undeva, ci este decis la listare efectiv, adică concret. Înainte de listare este doar anunțat. La listare e decis de către echipă împreună cu CEX-ul, cu exchange-ul, dacă îl listează pe exchange sau dacă îl listează pe un exchange distribuit. Exchange centralizat e Binance, exchange distribuit este Uniswap, PancakeSwap. Dacă e distribuit acolo, prețul inițial e determinat de către lichiditatea adăugată pe DEX. Vom intra în detaliu mai încolo. Deci, fie e determinat de echipă împreună cu CEX-ul, fie e determinat de o lichiditate inițială cu care este depus acel token. După listare, prețul merge în direcția fair price, adică prețul ca fiind văzut corect de către trader, investitori și comunitate. Cum se face acea direcție? În funcție de vânzare și cumpărare. Dacă mai mulți vând, prețul scade, dacă mai mulți cumpără, prețul crește. Deci la orice preț ar fi listat, dacă acela nu este un preț corect, se va modifica prin tranzacționările care se fac după listare. Dar listarea inițială, prețul la listare, este determinat de fie de checks cu echipă, fie de echipă doar prin depunerea lichidității. Bun. În tot acest timp în firmă au intrat mulți bani pentru că au investit VC, au investit Launchpad, au investit clienți la public. Deci au intrat foarte mulți bani și toată lumea e fericită și face treaba. Dar banii aceia au intrat în schimbul promisiunii primirii tokenului la listare. Și la listare sau chiar și înainte, în anumite cazuri, se face airdrop de token, adică ai în contract dovada că ai acel token. Cât valorează tokenul, se va decide la, începând cu listarea pe toată viața tokenului. Până atunci, e doar ideea că ai bani. Bun. Faptul că se distribuie prin launchpad-uri, pe platforme care lansează proiecte, niște tokeni, oferă proiectului multă vizibilitate și adaugă membrii noi în comunitate. Multe proiecte cu 2000-3000 de membri au primit 10.000 de membri când au fost mediatizați de către platforme de investiții cunoscute. Deci asta este tricul ca să-ți construiești o comunitate. La început pe spinarea ta, dar pe urmă prin launchpad, prin relațiile lor. Bun. Și acum urmează marea listare de la Petrescu SRL. Ei se listează pe chainul BEP20, adică cel de la Binance BSU, și se trade-uie inițial pe PancakeSwap. Investitorii care vor să-și scoată banii vând, să zicem. Fanii care nu au prins pe platformele de lansare și sunt entuziasmați să cumpere, cumpără. Și dacă proiectul e bun, prețul crește și lumea continuă să cumpere. Iar dacă proiectul a avut lacune, poate în marketing, poate în echipă, poate în modul în care erau distribuiți tokenii la investitorii inițiali,
unde fac greșeala mulți, dându-le acces la prea mulți tokeni, poate că aceștia nu cred atât de mult în proiect, vor să-și scoată banii și fac dump, adică scade prețul puternic. Prețul scade și atunci vinde și mai mult pe lume. Evident, există și proiecte unde se întâmplă intenționat acel dump și a fost gândit de la început. Învățăm și cum să ne ferim de ele. Bun. Poate simultan, dar de obicei după mai mult timp, Petrescu sau alte companii reușesc să aibă un deal cu un CEX, cu ceva gen Binance, KuCoin, Huobi, etc., adică exchange-uri centralizate, ca să se listeze pe platforma lor. Pe Binance, costul de listing în 2019 era de 1000 BNB. Asta ar fi undeva la 500 de mii de dolari acum, sigur era mai puțin atunci. Dar între timp, prețul s-a schimbat și e propus de proiectul care se listează și 100% din el merge la o acțiune caritabilă. Astea erau ultimele știri care apăreau pe site-ul Binance. Nu știu dacă s-a schimbat ceva între timp. Și anul acesta s-a vehiculat că acel preț ar fi undeva la 250.000 de dolari. Am să vă pun aceste materiale. Nu sunt verificate cu Binance, sunt găsite pe internet informativ. Deci nu le luați ca un research bine făcut momentan, pentru că nu facem investiții pe baza lor, e doar de poveste, să spun așa. Pe KuCoin, și am să vă dau și linkul la KuCoin în chat, procesul este cel pe care îl găsiți în articolul respectiv, dar prefer să vă povestesc acum mai multe decât să intrăm în detaliile cum se listează o monedă. Bun. După ce s-a listat, moneda este traduită de lume și își caută prețul corect, cum spuneam. Pe măsură ce proiectul se dezvoltă, sau Bitcoinul crește și scade, și criptomonedele listate urcă și scad. Când intră foarte mulți bani în piața de cripto, câțiva din ei intră și în criptomonede care poate nu au avut atât de mult succes. Cum ar veni dacă moneda este scumpă, cineva crede că are potențial, dacă moneda este ieftină, cineva crede că este oportunitate. Deci se găsesc cumpărători oriunde e moneda. Dacă intră bani, desigur. Unele criptomonede au ajuns la finalul vieții lor, acum după trading, după ce s-a întâmplat, și se retrag de pe exchange-urile centralizate. Motivele pot fi multe, de la ilegalități, la echipă inactivă, lipsă de activitate de trading, rețea instabilă, lipsa comunicării. Exemplu am să vă pun în chat, delistarea de la Clover de pe Binance din 24 septembrie 2021. Pe mai multe grupuri apăreau oameni care nu știau ce să facă, că aveau Clover pe Binance și cum se scoate, unde se vinde. Se putea vinde pe Uniswap, trebuia scos de pe exchange-ul centralizat și mutat pe un wallet personal pentru trading decentralizat. Monedele pot fi delistate de pe DEX-uri, cum ar fi Uniswap, și acestea fac curățenie uneori acolo, dar pot fi adăugate întotdeauna cu contractul. Deci pot fi traduite în continuare cât timp există lichiditate pe swap. Dacă se depune lichiditate și dacă de către cineva, adică cineva face un pair moneda respectivă și o altă monedă, și altcineva are contractul monedei respective, poate pe un swap decentralizat să trade moneda, deși asta este delistată de peste tot. Dar trebuie să existe acea persoană care e dispusă să pună la bătaie lichiditatea, adică token din ambele direcții. Pentru că dacă moneda respectivă se va vinde, lichiditatea lui, să zicem, BUSD sau USDT, și moneda Clover, dacă cineva vinde foarte multă monedă Clover, lichiditatea va arăta așa. Și persoana care a depus lichiditatea va avea mult mai puțin USDT și mult mai mult Clover. Și dacă Clover nu mai e valoros, nu mai face nimic cu ce are aici. Deci de obicei iese și lichiditatea de pe exchange-urile decentralizate în momentul în care o monedă o ia puternic în jos. Bun. Acesta e parcursul criptomonedei Petrescu SRL. Și să sperăm că nu a ajuns la delistare. Bun, ia să vedem acum. Asta este prima parte.